interacțiuni electrostatice. Se va pune în evidență electrizarea prin frecare, interacțiunile electrostatice și existența a două feluri de sarcini electrice. Se vor utiliza suportul cu tijă, mufa, un pendul electrostatic, baston de material plastic, baston de sticlă, material textil pentru electrizare, electroscop. Se va freca intens bastonul de material plastic cu materialul textil. Se apropie bastonul frecat de bobita pendulului. Se observă atracția între acestea. Se constată electrizarea prin frecare. Se atinge bobita cu bastonul de material plastic. Se observă respingerea. Se constată electrizarea prin contact, atingere și existența a două feluri de sarcini din cele două interacțiuni, atracția și respingerea. Se poate repeta experimentul și cu bastonul de sticlă și se observă efecte mai mici. Punerea în evidență a sarcinilor cu electroscop. Se va freca intens bastonul de material plastic cu materialul textil. Se atinge bastonul frecat de sfera electroscopului. Se observă foițele și se trag concluzii. Electrizarea prin influență. Se va freca intens bastonul de material plastic cu materialul textil. Se apropie bastonul frecat de sfera electroscopului, fără a se atinge sfera. Se atinge sfera electroscopului cu degetul. Se îndepărtează degetul de sferă. Se îndepărtează bastonul de sfera electroscopului. Se explică fenomenul și se constată electrizarea prin influență.